capricile iubirii. Oare ce limite sunt în iubire, mai ales în contextul abaterilor făcute de Antoniu la petrecerea burlacilor? Îți place ce am zis? Da, ți-am spus, zici, nu mai, dacă ai ceva de zis, zi. De așa cum ții. Dacă vreau să dăm mâine, îi spuneam. Mai ar trebui și nu știu ce și nu știu cum să facă ei. Nu, ne-am pus noi în situația lor, da. Într-adevăr, aș trece peste că te iubesc foarte mult. Și ți-aș da o șansă să-mi demonstrezi. Dar vine reproșul, iubire. Și tot rămâne o teamă. Dacă demonstrezi adică de și te schimbi, nu trebuie să... Ca să vezi o schimbare de genul, trebuie să mai mă duc la alte petreceri de burlaci și tu să mă urmărești fără să știu. Altfel, cum să-ți demonstrezi? Nu știu. Da, cum să demonstrezi altfel. Decât să mă vezi în altă ipostază de genul, ca să vezi dacă mai fac sau nu. Nu știu. Eu am zis să aș putea trece cu vederea, dar nu aș face un pas așa important. Eu n-aș putea, sincer, trec cu vederea. Dacă aș vrea să fac așa... Eu nu sunt genul de persoană să trec cu vederea. Să fac chestia asta. Pentru că știu că o să-i scot ochii după un timp. Și n-are rost. De ce să prelungesc amar? Plus de asta rămâi da, fiecare are limitele lui. Eu asta am zis și ieri. Fiecare om are limitele lui și știe ce duce și ce... ce asta. Eu la început am zis că nu aș ierta, nu aș, m-aș despărți, dar după aia m-am gândit foarte bine că e chiar un subiect interesant ce se cam întâmplă în ziua de zi cu zi. Și aș putea să iert, să trec cu vederea și aș da o șansă să-mi demonstreze, pentru că îl iubesc foarte mult și totuși mi-a demonstrat că mă iubește. Dar nu aș face un pas așa important să mă căsătoresc, nu m-aș băga într-o căsnicie așa. Aș vedea afară, aș ăsta, aș păcela altfel. Fiecare om face cum simte. El, de exemplu, nu ar trece cu vederea absolut deloc și m-ar... Gata, cred punct. Cred că aș vedea negru în față, adică da, să văd o discuție între tine și un dator să-i spui că l-aștepți tu la bistrița și că-l cauți într-o săptămână. Mamă, să te văd eu pe tine, când simt cât de mult te iubesc să văd astea, păi mi-ai rupe suflet. Ce-am mai zis? Dacă situația ar fi să fi făcut o fată așa, ar fi total grav și neiertat și judecat din toate punctele de vedere. Când un băiat face asta, e parcă să ia cu o normalitate de, știi, na, asta e, trecem peste, băieți. Da, eu am luat exact zic invers. O fată să facă așa. Da. Și asta ți-am zis și eu, dacă eu ca fată aș fi procedat așa, s-ar fi văzut total altfel și ai judeca situația total din alt punct de vedere. Dacă nu era televizată emisiunea și să facem petrecerea urlacilor, nu asta știai. E una, doi. El tot așa s-a purtat la încă două, trei petreceri. Acum, și vrei să stai acum, cu un om de genul? Acum, doamna, să facă și asta afară? Fie clar, mâine, voi mâine te trezești că îți vine și ți-aduce pe cineva în casă. E alegerea ei. Te supăra, nu poți. Nu știu. Eu sunt mai radicală. Fiecare are limitele lui și trece peste lucruri cu ușurința care consideră ei. Tu, de exemplu, n-ai trece, dar n-ar trece și aș încerca să trec și care... Eu am trecut și peste alealte și l-am vrut și s-o împăcat cu el. Asta, zici, se merită pentru ce? Pentru ce? Eu așa faci, pentru ce să fac chestia asta? Că știu că eu sunt acolo lângă ea, Andrei, am respect toate astea. Are dreptate, Diana. Fiecare știe cât poate și cum poate. Înțelegi? Și noi n-am ascultat. E părinți. Chiar dacă n-am ajuns bine și ei au avut dreptate, tot a făcut ce-am vrut noi. Dar n-o tras-o nimeni, ei o tras-o numai alături de noi. Dar binele și răul, tu-l tragi, care ți-l alegi? Da, tu să-l faci singur rău sau tu să-l faci singur bine. Depinde cum alegi, în funcție de acțiunile tale. Să nu judecăm pe nimeni, aici avem niște chestii, niște acțiuni. Nu-i vorba de judecate, e vorba că ne dăm câte o părere. Adică din punctul nostru de vedere, dacă accept sau nu. Și plus asta felul ei de cum o lua situația, nu, na. Eu, una, momentul ăla, chiar dacă l-aș ierta la un moment dat, aș fi luat foc. Dar, uite... Ai luat foc degeaba. Și n-ai fi ajuns. Eu am luat foc degeaba. Exact. N-ai fi ajuns. Dar nu uiți niciodată.
Asta am zis de iertat, iertat. Îți asumi dacă crezi că poți să ierți și să uiți, dar nu ierta și să la orice vorbă îi scoți ochii. Mai bine deloc. Nu, încă mă știu, dacă mi-a greșit o să stau în gardă, o să mă gândesc dacă ea merge iar așa, o să mă gândesc că iar face la fel, că iar pierde controlul. Și n-are rost. Și da, mă complic. Păi dacă ești așa, da, n-are rost. Dar dacă ești dispus chiar să dai o șansă, bine, iar o situație ipotetică și nu știu cum aș reacționa. Nici eu. Adică nu știu. Da, din câte chestii mi s-a povestit, aseară am zis la fel. Dar acum că le-am și văzut și exact ce a zis, nu. Păi, ciudat. Cel mai bun exemplu că l-am dat e să fii pe impostura celorlalți, știi? Mereu am zis asta, să vezi cum mai fi. N-ai cum să te pui impostura nimănui niciodată. Ba, da. Păi n-ai cum să te pui, fiindcă nu știi ce limite și ce gândire. Ți-am spus, sunt cupluri care fac altele mult mai departe. Nu zic. Cum aș acționa eu dacă aș face așa? Cum aș face cealaltă persoană? Dacă te gândești, am auzit aș face de, chestia am auzit asta, de cupluri dacă... care... Mie mi-ar plăcea să fac iubita mea ceea ce fac eu, în anumit mod, să facă. Nu cred că ți-ar plăcea să faci chestia asta. Asta zic. Eu am pus mereu chestia asta și tot timpul m-am avut de câștigat. N-ai cum să te pui în viața lor, fiindcă ți-am spus cum... Te gândești în primul rând la tine, ce-ți place ție și ce nu ți-ar place ție, nu că te pui în postura altuia. Tu te gândești, bă, am auzit de o căsnicie de ei căsătoriți și el are un fetiș în care să vină unul să facă sex cu nevastă și el să se uite și sunt căsătoriți. Adică sunt oameni și oameni, n-ai cum să-i pui pe toți în aceeași că sunt alții care au limitele mult mai ridicate, alții mai jos. Limite și asta. Nu, fiecare, eu n-aș accepta. Eu, sincer, sunt foarte strâng, n-am acceptat. Dacă ei, pe moralitatea vremurilor care au fost și cum am fost crescuți, capricile iubirii. Da, din păcate cei care erau vizați și luați la ochi nu sunt prezenți pentru că sunt la Fantasy Date. E vorba de Antonio și de Maria. Dar nu despre ei vreau să vorbim, ci despre voi vreau să vorbim, pentru că până la urmă situația prin care au trecut ei v-au strânit și vouă așa valuri de reacții și cumva v-ați pus în postura celor doi. Ce aș fi făcut eu dacă aș fi fost acolo, cum aș fi reacționat, dacă aș mai fi continuat, etc. etc. Hatice, ce? Dai din cap că nu? Nu, logic. E o situație din viață, se poate întâmpla. Uite, de exemplu, Simona zicea, dacă partenerul meu s-ar fi comportat cum s-a comportat Antonio, cu siguranță poate că l-aș fi iertat, dar nu aș mai fi făcut pasul acesta atât de important să mă căsătoresc. Eu nu l-aș fi iertat absolut deloc. Eu am zis, da, eu nu l-aș fi iertat deloc, pentru că ies de aici cu frica aia, ce face, unde e... Adică nu. Ai fi stat, pardon, scuzați-mă. Ai fi stat tot timpul cu gândul că aoleo, dacă astăzi face iarăși vreo boacănă. Da. Cum procedăm, domnul psiholog? Și te întreb acum chiar în calitate de psiholog, Eduard, pentru că care sunt sfaturile? Cum trecem peste o întâmplare nefericită? Că se mai întâmplă într-o relație. Foarte greu. Aici sunt niște lucruri care sunt evidente și niște lucruri interpretabile în funcție de personalitatea fiecăruia. În principiu, atunci când există tendința de a ieși din cuplu prin flirt, prin înșelat direct și așa mai departe, relația respectivă are un mare semn de întrebare deasupra. Păi și ce? Punem semnul de întrebare peste relația lui Antonio cu Maria? Eu nu mai discut despre chestiunea asta pentru că lumea interpretează atât de dezlănat chestiunea asta încât să gândească fiecare, eu nu mă refer la ei. Eu vorbesc despre oameni care au nevoie, să zicem așa, și de niște recomandări din partea noastră. Corect. care am trecut oarecum mai repede decât ei și am ajuns la niște experiențe mai bogate, ca să nu zic la vârstă, că nu e frumos. Și la vârsta asta poți să-ți iei în calcul, poți, nu înseamnă că este și recomandat să treci peste un episod de genul ăsta, deși el nu se uită niciodată, pentru că are exact dinamica traumei, adică imaginile respective, neîncrederea se înmagazinează în capacitatea noastră de memorie și rămâne acolo stocată. Pe aia nu ți-o scoate nimeni, niciodată. Tu nu poți să uiți niște lucruri care ți-au întâmplat la 20 de ani, de care știi, ai cunoștință, alea nu ți le mai scoate nimeni de acolo. În momentul în care în viitor îți apare o secvență similară, în
mentalul nostru, în mintea noastră, se creează această punte, da? Și readuce în prezent ce? Nu numai imaginea de atunci. Aduce în prezent și neîncrederea, și frustrarea, și furia, și emoția. Deci asta este dinamica unui episod de genul ăsta care nu iese niciodată din mental. Și atunci avem de ales. Vrem noi să trăim cu asta sau nu? Aici e chestiunea interpretabilă. În principiu, fiecare dă o valență după cum își semnifică noțiunea de înșelat. Pentru mine personal, dacă partenera a dat curs unor discuții, e papa, pentru alte fete sau chiar femei spun, am copil, că e mai greu, că... Fiecare își reprezintă cum vrea chestiunea asta, dar ea ca dinamică este extrem de clar. Noi, mai mult decât atât, și e o cutumă, nu poate fi explicat. Probabil că psihologic, dacă stăm puțin să ne gândim, putem să explicăm de ce bărbații pun mult mai rapid punct și nu concep. Eu am o explicație ușor, cum să zic, soft așa, faptul că noi asociem extraordinar de mult cu imaginea mamei. Deci noi suntem în cruce pe Oedip și pe Electra și atunci nu putem accepta că cea pe care proiectăm, noi ne-am ales o parteneră care oarecum are caracteristicile mamei. Uh-huh. Și atunci noi nu putem accepta pentru că noi în mama am văzut o persoană pură, incapabilă de a face așa ceva. Și atunci la noi e mult mai drastic argumentul ăsta decât la femei. Așa cum spuneau fetele, știi, bărbatul e oarecum creditat, prost creditat din vechile timpuri, care avea această prerogativă, dar nu e așa. Da. Și atunci putem spune că, hai să nu vorbim, că Antonio nu e de față, da? Să vorbim așa la modul general. Un bărbat care urmează să se căsătorească peste o săptămână și care îi spune unei alte fete, te caut eu peste o săptămână. Un bărbat, nu Antonio, ca să nu mai sare lumea în cap, da? Da. Un bărbat, nu Antonio, în poziția asta, pentru femeia respectivă este un real pericol. Punct. Deci, la care dintre ele te referi? La cea care îi face curte peste o săptămână sau Doamne la cea cu ferește, care urmează să se... Nu contează. Adică și pentru fata respectivă ar trebui să fie un mare semn de întrebare. Adică pe ce te-a cumva este pus asupra relației? O altă relație, nu Antonio, da? Da, da, da. Bun. Vorbim la modul general. O altă relație care căsătorești. Dacă nu avem aici să și ne răspundă... Și fata respectivă ia act de chestia asta. Înainte ca tu să spui... Cum se cheamă? Pirostrile, nu? Verigheta. Verigheta. Verigheta, da. Pirostrile sunt la popă. Pirostrile, da. Asta nu sunt la popă ale. Așa. Și tu mai ai o săptămână până acolo, două, trei, o lună, da? Și apare un episod de genul ăsta... Dar poate e o scăpare, Eduard. Am înțeles. Bine, dar având în vedere că vorbim de Antonio, care are cumva deja creat o reputație, adică s-a sărutat cu Maria, a spus da, că a fost un sărut forțat. Adică și Maria știe la ce se așteaptă, adică nu cred că e o surpriză pentru nimeni. Fiecare adică Maria e dispusă. Da, fiecare consider că Maria a trecut peste pentru că nu era un cuplu atunci. Dar acum? Nu era un cuplu. Dar tu ce ai fi făcut, Hatice, dacă Mihai, prin absurd, Mihai nu e aici, vorbim așa ca între fete. Ce ai fi făcut? L-aș fi făcut să descalifice singur. Ah, s-ar fi descalificat singur. Numai să nu mă mai aud. Acum ai făcut curioasă, cum ar putea să descalifice singur? Sau poate că există niște motive pentru care Maria, da, nu avem cum să le aflăm. Când o să fie aici lângă noi, poate o să o întrebăm, poate există niște motive suficient de întemeiate pentru care ea a trecut peste... Asta poate să fie o întrebare pe care poți să o lansezi public. Ce ar face orice femeie din lumea asta dacă ar avea parte de un episod de genul ăsta? Cum? Da, să nu mai transpunem pe alții. Tu personal, da, întoarce ochișorii invers, uită-te în mintea ta și spune, dacă mie înainte de nuntă, cu o săptămână, mi s-ar întâmpla o chestie de genul ăsta, ce aș face? No. Păi acum depinde și ce partener îți alegi. Dacă uite că când... Diana zicea că ea ar fi iertat. Da. Adică ar fi iertat. Ai fi iertat și ai fi amânat căsătoria sau ai fi iertat și te-ai fi căsătorit? Că aolo vine și cu Anamița de la nu știu unde, vine și tanti Varvara de nu știu unde. Eu m-am referit strict că nu aș face pasul ăsta așa important în condițiile în care... s-a văzut ce a făcut. Aș da o șansă din simplu fapt că îl iubesc și am simțit și din partea lui iubire și așa, dar nu pot să zic că lucrurile ar fi funcționat afară. Adică și ai aștepta să se schimbe. Da, aș vrea să îmi demonstreze cu adevărat, dar nu cred că eu aș putea trece. Adică asta nu e, eu n-am asigurat asta. Doar că Simona a zis că e ahâșt, nu s-ar mai fi căsătorit cu siguranță și tu, Cătă?
Eu la fel, am discutat problema asta și cu Vlad. E clar că v-a ridicat-o. Probabil aș fi fost dispusă să iert, dar nu cred că aș mai fi avut încredere și nu cred că ar fi funcționat. Vezi? Te-ai fi da. Dacă te friși cu ciorbă, după aia sufli și neaur pe principiul ăsta. Da, mă rog, o să vorbim și cu ei despre situația asta, poate un pic mai la rece, așa că știți cum e. S-au mai așezat treburile. Sau, cine știe. Luăm pauză.